Sunt admin în momentul de față, sunt în funcție și au făcut niște chestii nasoale rău de tot atunci. Dar nasoale urâte rău de tot au făcut atunci niște chestii. Tot asta nu v-am spus până acum și este un aspect foarte important care trebuie menționat și trebuie să-l știți și voi. Era un, efectiv un haos masiv pe Bizon. O nebunie era efectiv. Nebunie. Salutare, dragi mei prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer Snap RPG 1.bizon.ro și singurul RPG care este prezent aici după o mirobolantă fuziune care s-a întâmplat fix în urmă cu 25 de zile. Și am simțit să revin la această temă, anume fuziunea Bizon. Suntem pe contul lui Vasconi, un cont din Levetaxi rank 4, deci are rank 4 la nivel 8, înseamnă că omul a jucat corect pentru că omul are alte 3 conturi în alte 3 facțiuni, omul are foarte multe conturi în diferite facțiuni, omul are 4 conturi mai precis în 4 facțiuni diferite de pe jocul acesta, este un tank mondial Vasconi, nu știu cum reușește, o să-l aducem și pe el pe clip pe un episod viitor, dar pe episodul de astăzi vreau să discut împreună cu voi despre... despre tema fuziunii și într-un episod anterior, dacă țineți voi bine minte, mai precis în urmă cu vreo 3 săptămâni, în momentul în care s-a făcut fuziunea Bizon, am vorbit eu pe un episod, anume episodul care s-a numit Haos, după fuziunea Bizon a picat serverul, anume episodul cu numărul, puteți să vă uitați și voi la el în cazul în care n-ați făcut-o până acum, anume episodul cu numărul 1218, postat acum 3 săptămâni și am vorbit despre haosul care a fost la anterioara fuziune Bizon. Anterioara fuziune Bizon pe care eu am prins-o ca admin 4. Însă am vorbit destul de puțin pe final de clip și cu promisiunea că voi reveni pe un clip viitor în care voi discuta mai pe larg ceea ce s-a întâmplat atunci la ultima fuziune. Acum pot să discut exact ceea ce s-a întâmplat la ultima fuziune pentru că nu mai sunt admin și pot să vă dau din casă foarte multe. E da, credeți că am să fac asta? O să vă spun... ceea ce nu puteam să vă spun atunci legat de fuziunea Bizon. O să vă spun mai multe chestii din ceea ce nu puteam să vă spun atunci pentru că eram admin atunci, acum nu mai sunt, deci mai mă leagă nimic în afara bunului simț. Bun, pentru a face chestia asta vreau mai întâi să mă duc la HQ Taxi LS și să-l ajutăm pe Vasconi cu raportul său în leve taxi de 15 puncte. Oricum are omul 4 facțiuni, așa că dacă-l ajutăm și noi ar fi genial să-l ajutăm la raport. Și haideți acum să intrăm direct în pâine. Mai întâi, înainte de a se face fuziunea anterioară Bizon, care s-a făcut între RPG 1 și RPG 3, eu fiind admin pe RPG 3 eram admin de nivel 4 și eram chiar în topurilor la admin, eram chiar în topul adminilor de pe Bizon atunci cu activitatea mea când s-a întâmplat fuziunea. Deci eram off the charts, cum ar spune vorba, eram dincolo de limite cu activitatea mea. Eram un admin foarte activ, fuziunea Bizon a luat parte, cred că s-a întâmplat în 2000... Dacă în 2012 nu a rămas un admin, cred că în 2019 a fost ultima fuziune Bizon, mai mult ca sigur, în 2019, dacă nu mă înșel. Când a fost fuziunea RPG 1 cu RPG 3? 2019? Cred că 2019, posibil să mă înșel, dar aș băga mâna în foc, a fost în 2019 fuziunea aia, pentru că după un an eu am luat remove la admin. În fine, sigur a fost în 2019, mai mult ca sigur, 2019, 2020, nu știu ce să spun, dar în finalul 2019 estimez eu, în fine, 2019-2020, puțin contează chestia asta. Ei bine, înainte de fuziune, noi, admini de pe RPG 3, bineînțeles, eram cei dezavantajați, să spunem așa, pentru că, de ce oare? Pentru că noi ne duceam pe alt server, unde erau reguli diferite, erau admin diferiți, era supervisor diferit. Supervisorul nostru de pe RPG 3, anume Daniel, un supervisor genial de bun, ne-a spus atunci, bă, n-aveți voi prea multă treabă cu aia de pe RPG 1, voi mă ascultați pe mine, vă integrați frumos, vă înțelegeți cu ei, comunicați, dar dacă aveți vreo problemă sau ceva sau nu știți ceva, mă întrebați pe mine ca să... nu intervină discuții și să nu existe orice fel de probleme. Până cel puțin până vă acomodați și voi cu serverul și cu modul de lucru. Ok, până în punctul ăla nimic ieșit din comun. Însă ce avea să urmeze, ce avea să urmeze după punctul ăsta, urma haosul, prieteni. A urmat haosul. Ei bine, fuziunea Bizon a luat parte și ne-am trezit peste noapte, literalmente peste noapte, pe RPG 1 unde erau vreo 900-1000 constant. Gen, știi minte că mă băteam astfel încât să intru pe server și
lumea să lupta ca să prindă locul ăla pe server. Și trimite că aveam treabă ca admin 4 și trebuia să intru pe server să dau leader, să fac chestii de admin 4 și nu aveam cum, pentru că efectiv nu aveam cum să intru pe server, nu aveam loc pe server. Și de-aia activitatea mea în principal s-a bazat în primele luni și lunile următoare pe website, pentru că până intram pe joc așteptam ceva și zic hai mai bine mă duc pe site, răspund la pomuri, fac alte chestii, reclamații, am bani, request-uri și altele. Ei bine, numai că am avut o surpriză. În momentul în care am venit pe RPG 1 și în momentul în care adminii RPG 3 s-au întâlnit cu adminii RPG 1, a ieșit un pic de haos, un pic de foarte mare haos din mai multe considerente. Noi aveam atunci pe Discord mai multe. Mama a zis pe Ciliad. Bine frate, a zis pe Ciliad, hai să-l ducem pe Ciliad. Noi am avut atunci pe Discord mai multe canale. Canalul cu cei de pe RPG 3, canalul cu RPG 1 și la comun. Vreau să spun că pe canalul de RPG 3 mai mult sau mai puțin erau discuții interminabile despre cum aia de pe RPG 1 sunt favorizați, cum aia de pe RPG 1 nu și-au făcut, cum aia de pe RPG 1 a vorbit nu știu cum, gen, erau non-stop discuții de genul. Ce facem mai ieșit din... Ei, foarte bine, frate, dacă vrei să ieși acolo, mersi, m-ai ajutat la punct la raport, la revedere. Post. Foarte bine. Slash Q. Ok, mai... Ai, mă, frate. Așa. Revin imediat cu discuția de mai devreme. Așa. Și pentru noi chestia asta a fost o chestie destul de ciudată, pentru că am intrat, după cum am spus, într-o conducere nouă. Noi adminii de pe RPG 3, a existat prima ședință, dar asta nu v-am spus. Deci de aspectul ăsta nu v-am spus până acum și este un aspect foarte important care trebuie menționat și trebuie să-l știți și voi. A existat o ședință a adminilor. O ședință mai secretoasă a adminilor, atunci în care cei adminii de pe RPG 3 trebuiau să cunoască cu adminii de pe RPG 1 și să relaționeze, să se integreze, să cum vreți voi să spuneți, cum e adunarea aia după ce intri la liceu sau la facultate, nu știu cum să spune, dar e meeting-ul ăla, mă, când te cunoști unii cu alții, îmi scap acum cum îi zice, dar meeting-ul de început de an, dar nu știu, îmi scap acum, are o denumire, dar îmi scapă. Ok. Și am intrat seara. Mai întâi intraseră adminii de pe RPG 1 cu supervisorul Sartor. După, adminii de pe RPG 3, adică și eu și ceilalți, am intrat și noi, în număr mai mic, până ne strânseserăm toți. Și eram foarte uluiți de ce limbaj aveau adminii de RPG 1 față de între ei, gen oamenii se înjurau, bine, nu se înjurau serios, aveau glume, nu trebuie să vă mint acum, spun că oamenii se înjurau pe bune. Oamenii glumeau, dar se înjurau atât de mult între ei, adică adminii 1, 2, 3 și cu cei de 4, 5 și mai mari, ba chiar inclusiv adminii de nivel 6, n-am să dau nume, inclusiv adminii de nivel 6 se înjurau între ei și cu aia mai mici, aveau niște glume foarte urâte, nu știu cum să vă spun. În momentul în care am intrat noi adminii de pe RPG 3 în ședința aia adminilor, am fost foarte blocați, extrem de blocați, pentru că la noi pe RPG 3 nu se întâmpla așa ceva, adică nu se permiteau astfel de chestii, nu se permiteau astfel de comportamente. Daniel, supervisorul nostru, era, bă, respect, respect, reciproc, nu ne putem să ne vorbim așa ca la ușa cortului, că nu suntem la ușa cortului, vorbim frumos, ne respectăm între noi, că... Odată glumește așa, odată mai nu știu ce, odată dă-te așa, odată nu știu ce și intervine bășcălia și nu mai facem treabă și e un mediu toxic, după părerea lui. Și i-am susținut părerea până în final. Și văzând cum discută cei de pe RPG 1 între ei, chiar și cu supervisorul, am rămas un pic blocați, toți de acolo, toți. Și am ceva gen, bă, ce fel de mediu e aici? Bine, ulterior ne-a spus supervisorul. Atunci Sartor, mai precis, ne-a spus că la ei pe server ei sunt mai pe catering, că sunt pe glume, dar totuși îi respect și nu știu ce. Și era un pic diferită, adică nu înțelegeam, bă, cum vorbiți voi așa, că noi eram învățați altfel. Noi eram învățați domni, să zicem așa. Ei erau învățați și cu glume și glume într-un fel și nu știu ce. Bă, cât timp ăla nu se supără, you're welcome. Cât timp ăla nu se supără, poți să faci glume, mi s-a zis, dar nici chiar așa nu mi-ar fi plăcut, adică era mult mai fain, sincer, era mult mai fain, gen, stilul ăla
old school în care te respecti și mai departe. În fine, trecem peste acest aspect. Ne-am cunoscut între noi, am zis că o să facem treabă bună între noi, nu știu ce. În urma acestei ședințe care a fost atunci, o ședință bună, ne-am cunoscut între noi, am râs, tot a fost ok, v-am zis. Deci, șocul inițial cu limbajul de pe... între admini și între prietenii care cică erau adminii acolo pe RPG, un șocul a dispărut relativ repede. După am început să glumim și noi, să râdem, bineînțeles, nu înjurându-ne sau n-am permis, adică noi admini de pe RPG 3 nu permiseserăm glumele de pe 1 cu noi, adică glumele de tipul înjurături, glumele de tipul, ați înțeles voi. Dar încă o dată oamenii glumeau, nu era o chestie serioasă, a fost o chestie super mișto. Oamenii se vedea că se înțeleg foarte bine între ei și fac o echipă foarte bună admini de pe RPG 1. Acum trecând peste chestia asta, chiar făceau o echipă foarte bună, erau serioși, dar na, era altfel de conduce, altfel de lucru care erau permise acolo față pe altfel de lucru care erau permise acolo față de lucrurile care ne erau nouă permise. În fine, trecem peste acest aspect, ne-am împrietenit unii cu alții, nu știu ce, și au urmat zilele și lunile viitoare și au intervenit statisticile. Mai precis la statistică, adminii de nivel admin de pe RPG 3 oarecum simțeau o formă de marginalizare, că ea de pe 1 erau promovați super repede, ea de pe RPG 3 erau lăsați la automat, adică nu erau promovați la timp, erau amânați tot timpul în detrimentul celor de pe RPG 1, că dacă era un, nu știu, un loc liber la admin 4, bineînțeles că îl primea la de pe RPG 1, nu adminul de pe RPG 3 și tot așa. Adică existau chestiile astea pe care eu le vedeam și deși într-o oarecare măsură mi se păreau reale, adică lucrurile astea se întâmplau, bă, până la urmă înțelegeam și chestia, bă, sunt admin de pe RPG 1, ei au fost aici mai multă vreme, e o prioritate. Deși e o discuție aici, că prioritatea are la care știe și care e experimentat. Dar poate o să ziceți, bă, dar supervisorul vostru Swift, Daniel de pe RPG 3, nu avea și el un cuvânt de spus? Ei bine, Daniel a stat foarte puțin după fuziune. Daniel a stat foarte puțin după fuziunea RPG 1 cu RPG 3 și în urma unei discuții pe care am avut-o cu el acum foarte mulți ani de zile, el a demisionat de la funcția de supervisor. Știu că v-am zis-o și pe un clip acum, ani și ani de zile, v-am zis chestia asta pe clip, tocmai din cauza faptului că existau aceste râci, să zic așa, aceste discuții, aceste polemici între adminii de pe RPG 1 și RPG 3, aceste chestii cu la statistică le-a promovat pe ăla, nu pe mine. Exista, a zis el atunci, că exista o neînțelegere constantă și nu mai vrea să facă parte din așa ceva. Bineînțeles, nu pot să vă spun toate chestiile care s-au făcut, pentru că ar însemna să vorbesc despre niște admini care acum sunt admini în momentul de față, sunt în funcție și au făcut niște chestii nasoale rău de tot atunci. Dar nasoale, urâte, rău de tot au făcut atunci niște chestii foarte nasoale în perioada asta în care Daniel și-a dat demisia. Nu pot să le dau nici numele, nici să le spun, nici să spun ce au făcut, dar au făcut niște chestii foarte nasoale și fuseseră o oarecare măsură acoperiți, să zicem așa, dar nu vreau să intru în detalii pentru că au fost niște chestii nasoale. E mai rapid. Așa. Dar asta e că puteam să iau înainte direct. Da, are dreptate și omul. Are dreptate și omul. Sorry, frate. Dar n-a fost o colire. Puteam să te iau și pe acolo. Stai că avem un client supărat. În fine. Nu o să intru în detalii acum să vă spun exact ce au făcut cu niște chestii nasoale, dar nu puțin contează. În fine, Daniel și-a dat demisia și în momentul ăla admin de pe RPG 3, noi, printre care și eu, am rămas ceva gen... Bă, stai puțin că noi acum suntem mai nimănui. Bine, mai aveam adminii 5, dar ulterior toți adminii 5 de pe RPG 3... au început să demisioneze. Țin minte că era Invision, un admin de nivel 5 de pe RPG 3, s-a dus. După a fost un admin Dre de pe RPG 3, mână cu Daniel, gen prieten bun, s-a dus și el. Adică mulți admini de pe RPG 3 au început să demisioneze rapid. Pentru că nu ne-am înțeles atât de bine de la bun început. Eu, dacă m-am înțeles cu colegii de pe RPG 1, da. Într-o oarecare măsură, da, vedeam și niște chestii care nu conveneau, dar în oarecare măsură m-am înțeles bine, adică n-a existat o problemă în asta. Tensiunile erau mai mult acolo în vârf, nu neapărat la adminii de nivel 4-3, erau pe acolo prin vârf tensiunile. În fine, fuziunea Bizon a început ușor, adminii s-au înțeles între ei, 1 cu 3, ulterior lucrurile au fost tratate așa ca atare cum au fost și ulterior ne-am mișcat înainte cu serverul și cu nu știu ce. Și fapta face, dacă țineți voi bine minte, că am luat eu admin, da, un admin de pe RPG 1, SN Robert, nu cred că mai este admin acum, țineți minte că la statistică a avut aceeași activitate, pe care o activitate mai proastă decât am avut-o eu la toate capitolele, el a fost cu...
dat cu felicitări, dar nu cred că a fost promovat. Nu, lui s-a spus activitate foarte bună și felicitări și eu primisesem remove pentru activitate slabă. Amândoi cu exact aceeași activitate, dacă țineți voi bine minte clipul în care v-am prezentat statistica pentru care am fost eu demis. Dacă puteți să vă uitați la el, ar fi genial. Scrieți acolo pe YouTube Swifty Gaming Raw admin remove și vedeți acolo exact de ce... ce a fost atunci. Și atunci zic, bă, da, chiar așa, adică încă sunt mai favorizări pentru admin la statistici, nu știu ce, am fost și un pic atunci, mi s-a ridicat așa din nou părul pe spate la ceea ce zicea Daniel, bă, că nu sunt niște chestii care nu sunt în regulă și nu știu ce. Dar vreau să spun că după fuziune, că am sărit un pic de subiect, în fuziune toate chestiile au fost cât se poate de... După fuziunea la câteva luni lucrurile s-au calmat, oamenii au început să înțeleagă mult mai bine unii cu alții, deși uneori erau niște tensiuni ca oriunde, lumea a început să înțeleagă foarte bine, dar asta vreau să înțelegeți faptul că anterioara fuziune Bizon a fost o fuziune cu foarte multe, cu foarte mult haos. Și oricum, pe lângă haosul care era intern în staff, de care v-am spus, era și haosul cu jucătorii și haosul cu bizurile, cu casele, cu tichetele, cu o grămadă de chestii. Deci era un haos efectiv. Era efectiv un haos masiv pe Bizon, o nebunie era efectiv. Nebunia asta s-a devenit și a controlată, toate s-au așezat și lucrurile au devenit frumoase într-un bun sfârșit. Happy ending, o poveste cu final fericit, dar am vrut să vă spun așa un pic despre lucruri pe care nu prea puteam să vi le spun atunci când eram ca admin pe Bizon. Acum nu am spus ceva ieșit din comun, confidențial sau ceva foarte wow, dar v-am zis cam ceea ce nu puteam să vă spun atunci și acum e ok-uț. Nu pot să intru în detaliile alea urâte pe care le știam, nici acum nu pot să intru din mai multe considerente și din respect pentru cei care în continuare sunt în funcție și le-aș face foarte mult rău și aș porni o discuție pentru care, sincer, nu am răgaș și nu am energie să o duc. Așa că lucrurile vor rămâne așa, poate vă povestesc eu altă dată când o să am, nu știu, mai multă energie. Fraților, aveți grijă de voi, atât a fost cu episodul de astăzi. Dacă doriți să abordez alte subiecte pe care nu prea puteam sau pe care credeți voi că nu le puteam aborda în momentul în care n-am admin din diferite considerente, nu uitați să scrieți în comentarii și cu siguranță voi răspunde. Aveți grijă de voi și până data viitoare. Stay close, bye!